Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Credința neclintită. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Evrei, capitolul 11, primul verset. Când te afli în toiul unei crize, ceea ce crezi cu adevărat se manifestă în vorbele tale, în atitudinile și faptele tale. Când a murit Lazar, iar sora lui Marta a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, vezi Ioan, capitolul 11, versetul 21, ea vorbea despre credință la timpul trecut. Când Domnul Iisus a spus: fratele tău va învia, versetul 23 din Ioan 11, și ea a răspuns: știu că va învia la înviere, versetul 24, aceasta a fost o credință cu privire la viitor. Însă când a spus: dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu, în versetul 22, Marta a dat dovadă de o credință vie și neclintită a prezentului. În calitate de credincioși, Biblia ne spune să nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Credința neclintită și are temelia în lucrurile care nu se văd. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Apostolul Pavel ne amintește că umblăm prin credință, nu prin vedere. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Prea des ne bazăm pe ceea ce vedem, în loc să ne bazăm pe ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Dar așa cum afirmă autorul John Walker, citez: când credem că realitatea se limitează la ceea ce vedem, cădem în cursa ideii că singurul adevăr este ceea ce vedem. Devenim prizoniere ai propriilor noastre percepții. Încetăm să mai umblăm prin credință. Pentru cei care umblă prin credință, aparențele nu sunt niciodată realitatea absolută. Realitatea se extinde dincolo de ceea ce vedem. Lucrurile pe care nu le vedem sunt veșnice. Timpul și împrejurările nu le mișorează și nu le schimbă. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Chiar dacă lucrurile sunt în aparență rele, Dumnezeu lucrează spre bine. Roman, capitolul 8, versetul 28. El știe cum se sfârșește povestea. Așa că ațintește-ți privirea asupra nevăzutului, nu asupra lucrurilor pe care le vezi. Am încheiat citatul și meditația zilei de astăzi.